deces reiterăm, da, acum o fac eu. Deci e remake. Îmi pare rău. Băi, n-am dreptul de autor, dar trebuie să le dau drepturile de autor la aia care l-a făcut. O, la pula, am un castrăvă. Așa, vezi. Ce ne bunie un film în care apărea Mircea Diaconu. De aia i-am dat o semnătură cu tot sufletul. Și de aia toți îl urăsc. Era un film despre o poezie. N-a făcut nimeni, pula mea, din toată lumea asta, film despre o poezie. Era doar o poezie. Cum? Era filmul despre o poezie. Era dintr-o întreprindere. N-avea cum să fie că era o chestie comunistă, deci era o întreprindere, da. Unul era poet. Cine pula mea era? Mircea Diaconu. Și poetul ca poetul, pula mea, poate a băgat o drojdie. Și el într-o seară și a scris câteva prostii pe acolo. Dar s-au speriat aia. Și l-a chemat directorul la el. Directorul cine era? Era Toma Caragiu, un mare actor. Am avut mamă, un mare actor. Deci, Mircea Diaconu ar trebui să ne închinăm la el. Zice, bă, bine că ai trăit până acum. Ne mirăm cum ai trăit. Bă, că mi-a și pula. Că ăștia, fii atent că ăștia se consumă. De adevărat că la cu mari actori, ăștia cu un mod pe scenă. S-au întâmplat azi. Muneau. Ce? Intră într-un rol atât de tare cât își bagă energia atât de puternică încât o pelicula direct pentru public tot. Te uita la marele actor, ei sunt triști. Să te uiți după un rol a pelicula. După mai de pula lor. Doar ce apropiem lor, deja mă căstresc și zap așa ca proștii fără realitatea. Dar atunci când sunt acolo, își măstria și... Oh! Și acolo, în filmul ăsta, mamă, ce tare, da. Se uită mai Caragiu la Mircea Diaconu. Ăsta era apoi pe întreprinderi, că... Dar era o prostie de poezie. Exact, era o prostie de poezie. Elefantul, nu știu ce pula mea făcea. Era chiar mișto, era pe animale. Se sperie și ăla, cu toate că n-avea de ce să se sperie, pentru că nu era de adevărat ăla, dar... Ăla se sperie.
Căbursucul cu părul ras a serviciu financiar. Mamă, serviciu financiar. E cu cașcaval. Îmi dă zice pula. Asta le băgase poreacle la toți. Și ai zis, eu sunt telefonul. Asta, bă. Mi-ți-a de acum a venit să... Asta, e ce nu știu, bă, faci o păzie, da? Ăla da, dar nu am găsit altă rimă. N-avea ce pula mă să mă zică. Zicea și eu așa la mișto. Și secretara prin țară. E mișto. E păsărică mică. Ăla, deci, tu știi că cioculeț? Nu știu, zicea niște muncitori că... Nu știu ceva de nătăfleț, de făcăreț. Mircea Riehu zicea, băi, n-a găsit altă rimă, mamă. Ies pe el Mircea Riehu, băi, ce pula mă vrea directorul, dar și directorul ies pe el, Toma Caragiu. Băi, eu sunt elefantul, vrea să-mi tai trompa? Da, vrea să-ți tai trompa. Păi nu vreau, lasă-mi trompa așa. A fost tare. E cel mai film, cred că e cel mai tare film care l-a făcut în România, film production. Ăla e. Film cu poezie. Nu știu cine s-a gândit să-mi va pula. A fost genită. Ceva de Eminescu, da? Și poezie simplă. Păi nu e poezie. E un text. E oarecum poezie, da? Să-l vezi pe Toma Caragiu în plenitudinea lui care e super tare. Actorul meu principal, de fapt, de unde am învățat eu de adevăratele, deci făceam pe ea la mare să râdă, că râdea toate mesele, să mă apula, îl imitam pe Toma Caragiu. Luam textele mele. Eu sunt acesta. Adică dracul.